Tunși, tapați, pieptenați sau cu blănița întinsă cu placa. Așa s-au prezentat cei peste 600 de câini veniți din toată lumea la expoziția găzduită în acest weekend de Shopping City Suceava. Peste 600 de câini din toată Europa și-au disputat în acest weekend titlul de cel mai frumos exemplar canin. Timp de două zile la Suceava au putut fi admirați campioni mondiali, europeni sau internaționali. Patrupedele din peste 64 de rase au evoluat în 5 ringuri pentru a-și adjudeca trofeul pus la bătaie de organizatorii competiției. Arbitrii veniți tocmai din Siberia, Ucraina, Cehia și România au evaluat frumusețea, capacitatea de lucru a câinilor, indicatorii fizici, personalitatea animalelor, dar și capacitatea handlerilor de a relaționa cu câinele. Evenimentul a fost organizat de Asociația Chinologică a Județului Suceava, în parteneriat cu Shopping City Suceava, și a găzduit prima expoziție internațională de tip CACIB din Moldova. Pe lângă numărul mare de participanți, expoziția a atras un număr de peste 25.000 de vizitatori, care au avut ocazia să admire exemplarele de mare valoare ale unor rase mai mult sau mai puțin cunoscute. La Suceava, astăzi, există rase care nu au mai fost niciodată prezente în expozițiile din Moldova. Suceava se alătură astfel celor doar 12 asociații chinologice din țară care au organizat și vor organiza anul acesta expoziția internațională CACIB. Calitatea câinelor care concurează anul acesta a crescut foarte mult față de anii trecuți. Este un lucru extraordinar pentru Suceava, pentru întreaga zona Sucevei. La categoria Best in Show, din data de 16 mai, câștigătorul a fost Brac German cu păr scurt în proprietatea lui Todea Ciprian din Târgu Mureș. Iar la categoria Best Junior, titlul a fost luat de patrupedul ciobănesc românesc Carpatin în proprietatea lui Balan Gheorghe din Piatra Neamț. Pe 17 mai, la categoria Best Junior in Show, câștigător a fost un ciobănesc din Asia Centrală în proprietatea lui S. Doroș din Cernăuți, Ucraina, iar la categoria Best in Show și Supreme Best in Show, 16 și 17 mai 2015, titlul a fost obținut de Terra Nova în proprietatea Iuliei Ionesi, Canisa Tender Ebony din Rădăuți. Câine import Anglia cu foarte multe premii în palmares. Multi Best in Show, Supreme Best in Show, cel mai bun Terra Nova din Anglia în 2012 și 2013 și campion al Angliei la o expoziție cu 11.500 de câini în 2014. Câștigat premii cu câinele tău? Da, acum am luat cel mai bun și aștept să intru la următoarea categorie. Cum se numește câinele tău? Ce fel de rasă este? Este ciobănesc românesc de Bucovina și îl cheamă Turbo. Ce rasă de câine este? Ciobănesc românesc mioritic. Și ce ne puteți spune despre el? Caracteristici, personalitate? Câini foarte iubitori, foarte bun paznici. Părerea mea, un câine perfect pentru familie. Ce etape presupune pentru a se putea înscrie la acest concurs? Ce ar trebui să aibă acest câine special? În primul rând trebuie să aibă acte de origine. Exact cum avem noi oamenii buletini, trebuie să aibă un arbore genealogic, adică pedigriul, mai bine spus. Fără acesta nu se poate participa la concurs. Ați mai participat la astfel de concursuri? Da, am participat la mai multe concursuri de acest gen. În cadrul expoziției, sucevenii au putut admira câteva rase în premieră. Buvier de Flandra, câine de turmă de Flandra, Welsh Corgi Pembroke, câine preferat al reginei Elisabeta a Marii Britanii, Chomi Terrier, Bichon Maltez, Boston Terrier, câinele de apă spaniol și alte zeci de exemplare. Partenerii evenimentului Shopping City Suceava și Royal Canin. Sponsorii care au contribuit la desfășurarea expoziției au fost Rompeisaj, Eger, Animax, Belcando, Dogwell, Villa Casa de Oaspeți, Carrefour, Fire Protection și Citadin Construct.